Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou cuvânt în viețile mele. În vlogul de astăzi vreau să efectuăm o livrare, suntem în Blackburn și vreau să vă arăt cum efectuez o livrare, nu știu unde merg, merg la 4 km distanță de aici. În cazul în care vreți să fiți alături de mine și să vedeți pe unde mai intru cu această tigaie, numită camion de 7 tone, nu tigaie, ăsta e pateu, numit camion de 12 tone, v-aș ruga să împingeți butonul de like și să veniți cu mine. Acum trebuie să caut cheile, să pornesc coaja, să mergem încolo. La 4 km avem o descărcare, probabil în vlogul de asta o să descărcăm la o firmă sau la mai multe firme. Așa că vă invit să vedeți ce și cum. Oh, ce pornire am. Ce fac, mă, și aici, aici ai 3 tone jumate interzis. Mă bată cu cuvă. Hai că azi am viață. Viața câine legată în capul vii. Aici e 3 tone jumate interzis. Wow, oh. Stai, mă, că e 3 tone jumate interzis, bă, viața mea. Dar ce că da pe punct, dacă e 3 tone jumate interzis, stai să mă întorc. Stai să mă întorc, că e 3 tone jumate interzis. Nu, 3 tone, nu 3 tone jumate interzis, 3 tone. Bine că nu mă trezăresc cu tir pe aceea, bă, că... Aia-mi trebuia. Tir. Trebuia cu tir să mă trimiteți pe aceea, așa că era mal. Mă duc încolo viața mea, da. Deci, ce face? Hai că... Hai că mă duc eu în coada, nu e? Atunci... Mă duc eu în coada. Pe aici nu mă pot băga. Bă, o fi nebunit GPS-ul ăsta, bă! Bă, de când cu bateria aia umflată, o fi nebunit GPS-ul definitiv, viața mea! Hai, ia-o în față, da! Hai, ia-o în față, așa că n-am loc aceea în direcția asta, să mă bată mama! Mă bată mama cu cureaua și cu plană și cu par și cu bici, cu biciușcă și cu... și cu sabie și cu topor! Mersi, man! Tot respect! Bă, nu știu aici ce vreau asta să mă pună să fac GPS-ul ăsta, că... Bă, de când eu-i fi dezumflat bateria aia, mă, nebunii, mă, ce boală are, bă, viața mea! Și pe unde mă trimite, bă, ăsta, bă? Hai că să reconfigură, ia! Hai că mă trimite, a, am dat vreo 9 km din cât aveam. E bine, așa. Opresc undeva să văd ce are, bă, că... Mintea mă ia. Mă opresc nu aici, a? Nu aici, dar mă opresc, mă, în față o leacă. Bă, în față o leacă, că e greu. E greu, e greu. Trebuie să mă opresc cu o leacă, chiar dacă știu că e dublă linie galbenă. Mă opresc cu o leacă, așa. Au, dă-i de sus. Dă-i de sus să mă bată cucii. Trage repede frate mână. Pe unde mă duce, bă, ăsta? Ia. Hai că mă duce bine pe autostradă, pe velea, bă, e, viața mea, hai, hai. Hai că merge dacă e, nu contează unde duce, ne duce dacă e. Și așa. Mori, bă, mori. Ăsta e coșmarul oricărui șofer de tir. Să aibă GPS bun. Bă, dar nu știu că astăzi să nebunească halul ăsta, să mă bată cu mă trezesc azi dimineață sub pot de 2 metri jumate. Bă, de când eu fi scos aerul ăla din baterie, o fi luat doar razna, nu-și mai... Nu-și mai cunoaște memoria și-o fi pierdut memoria. Nu mai știe câți metri înălțime are. Bine, nu, el nu mă bagă pe sub 4 metri 40, dar mă bagă pe sub 2 metri jumate. Urii, mă, ce ai? Pe 3 tone văd că mă duce. Și rezultatul pe 44 de tone interzis, știi? Dar hărțile vechi. Hărțile vechi, probabil, își pun, își pun amprenta pe ceea ce înseamnă gândirea unui GPS. Revenind, când am ajuns acolo, că pe aceea nu mai am nicio peripeție precis. Din cauza faptului că o să ieșim la autostradă, mergem un pic pe autostradă, după aia dăm jos, după aia vedem dacă e. GoPro stop recording. Energy, energy asset. Haide, bă, dă Doamne. Dă Doamne să intru la fix aici, bă, viața mea. Haide. Dă Doamne, energy asset. Fii pe strada asta, mă. Dă-i, 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 dă-i!
service. Hai că aici e. Aici trebuie să fie. Aici trebuie să fie. Aici în stânga trebuie. Bă, deci o vezi de aici, mă, viața mea. Deci de aici o văzui. Hai să vedeți și voi unde e. Că nu e în stânga încoa. Unde e GPS-ul? E în partea asta încoace, în dreapta. Energia assist. Hai. Assist, uite aia acolo. Bă, adevărul e că când ai ochiul format așa, nu știu ce le lași, le lași aici. Îi chem să-i deschid araba asta și aleagă ei ce vor. Da, barna, uite, tomberoane cu canguri pe ele. Loading bay, energia set. Sunt ăștia, ăsta e lor, ăștia. Mă duc să vedem ce zic ăștia, să vină să vedem ce le dau. GoPro stop recording. A doua descărcare executată cu succes. Auzeam un palet viața mea cu 4 cutii pe el. Ne îndreptăm către a treia descărcare, care este același client care a fost primul, numai că în altă parte. Deci practic au două depozite. Și aici o să lăsăm tot urând de paleți mari, că într-o pe la bă, viața mea, nu-ți lasă aceea alea. Nu, că e în altă parte dacă e. O, în altă parte. Da, 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 da. Bă, dacă voi spuneți, eu nu mă cer cu voi, că nu-mi place să mă cer cu nimeni. Aici descărcare în fain, mă duc să-i frumos, le spune, eu habar n-am câte urechi am în cap. Poate aveți voi habar cam câte urechi eu aveam în cap. Oho, ne întoarcem înapoi pe autobandă, mă, viața mea. Deci, hai să scoatem și hârtiile ca să le avem în față. Deci e vorba despre Machel David BB 1-2QE BB. O, încă o descărcare tot. Uite aici, BB12QE. Deci o factură am aici și mai e unul Mac. Bă, eu nu știu dacă, fii atent aici. Ia stai să văd că poate încurcai marfa. Trebuia să semnez de ăștia și hârtia asta de aici. 4B. Nu, 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 nu. BB2. Bă, văd că e pus cu diferit. Și pe hârtia asta nu mi-apare. Deci Michael Davis ăsta prima fu descărcarea la pat, așa l-a pus codul ăsta, fu descărcare, da? Acum am trimis la engine Michael aici 2QE. 2QE avem aici. Dar mai e încă un Michael 24B. Vezi? BB24B. Și asta uitarea să mi-o pună. Înțelegi? 2 PB2. Să nu plec de aici, mă. Păi nu fac și pe asta. Hai să merg la Michelul ăsta, pentru că văd că aici e în ordine, vezi? Da.
Merg la Michelul ăsta. 2QE. E bătaie de actă și bătaie de cap și cu actele ăștia să mă bată cu. Hai că ne vedem acolo, man, să vedem cam pe unde facem treabă. GoPro stop recording. Walker Park. Bun, am înțeles. Dar acum trebuie să fie firma aici undeva. Unde de la trebuie să fie, ca și aia ca, la care pusem noi prima oară. Dar prostia și care că nu mi-a să mie un client la număr, aia e prostia, viața mea, ce ai? Nu mi-a să un client la număr, uite băieți, să gătesc aici, MDA UEC Delta Plus. Nu e, nu e. Daily Box Wing Canton, nu. Petra, nu știu cum era, nu, 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 nu. Dă-i înainte. Nici aici. Petra, nu, nu. Nici aici. Arrive at your destination in 100 meters. You are over the speed limit. Depozitul ăsta mare de aici jos din dreapta. Pe ăsta nu scrie nimic în stânga. Neonichel, nu e nici ăsta. Aș să fie undeva o viața mea. Dar nu văd unde să fie. Stel dinamic. Bă, ce zonă faină aici, bă. Ce zonă industrială faină aici, bă, fra. You turn where possible. Ba, acolo nu mai e voie cu camionul în partea aia, să treci. Și spune că e aici. Sorry. Ai viața mea, stai liniștit că știu cum e. Bă, dar unde, pe unde mă duc, mă? Pe unde mă duc acum, o, fra? Că eu nu văd nicio firmă pe aici care să fie cu numele ăsta. Michael Davis. Cucu, dacă nu, Michael Davis. Bă, fii atent, dintr-o zona asta industrială, că aici sunt mai multe firme. Înțelegi? Zona asta industrială, că sunt mai multe firme și văd după aia cum stau. S-ar putea să fie. Aia, bă, intră viteză. Dacă te și bag, nu? Voie să mă duc, nu? Oh, 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 Prox. Prox X. Ce-i pe acolo? Ce-i căutăm pe aici? Patrand, service, distribution. Eu mă întorc, mă duc cu spatele încolo. Nu stau aici un pic. Verific pe net și văd după aia unde mă duc. Ridică geam. Hai, Ana, că m-am întâlnit cu un tovarăș aici. Era româna și ghișe, mă și cunoștea. Și îmi spusă ce am de făcut cu viața mea. Ce avem de făcut cu viața mea? Mă întorc înapoi. Mă duc în sus și prima la stânga și vedem DEI mare. Mă, da. Înțelegeți voi? Deci aici n-am nicio șansă. Eu văd unitate. Văd eu unitățile care au cu 5, 7, 4, 3, 12, 1, știi? Dar degeaba m-am dacă nu e A. Înțelegeți? Revenim. Revenim că o descurcai și pe asta, pe a treia descărcare. Nu mi-a să una, mă, una nu e, nu mi-a să, e una e în plus parcă. Știți voi? Și dacă vedem cum facem și cu aia să scoatem la capăt. Aici e drumul, drum cu sens unic, că nu mi-a pe interes să mă trezesc cu vreun banaj de site pe aici pe undeva. Dar nu știu cine m-ar bana, că aici fiecare firmă are bucățică ei, mă banează unul în dreptul firmei lui. Și după aia
Mai aveți trebuie acolo. Sar dincolo. Amin. Să o găsesc acum, bat-o norocul, dacă nici acum nu mi-a găsit eu. Deci faci stânga în capăt și vezi mare, mă, da. A, uite, un an aici era, bă, bat-o noroc. Good in war. In, da. Bă, și aici la firma asta avea contract marca aici la firma asta, mă, și aici mă-i venea, mă, da. Cine mă știa numele firmei, mă, fra? Aici erau, mă. Tă, mă, cucu să mă îndoaie apa și bântui bigolul așa. Bine că făcui cuiva ziua mai bună, că se bucură că mă văzu și că du mâna cu mine, tovarășul meu, care mă cunoștea și mă urmărea. Înțelegeți? Și totuși nu sunt o cauză pierdută și nu bântui degeaba și îmi pierdui timpul de pomană. Așa că eu la băieță și aici am mai fost. Probabil aici o să le dau, dar să mă întorc, să mă pun cât de cât așa, o poziție destul de firească dacă ar fi să fie. Ăștia au contract cu DX-ul, cu alea, cum pachetează și ei și trimit și ei și DX-ul livrează în alte părți. Livrează cu microbuze, livrează cu, știi? Acum, cred că cartoane le dau la ăștia. Precis le dau cartoane, pentru că, zi, asta e o firmă de packing. De obicei împachetează și trimit mai departe. Acum eu vă las, Dana, și ne auzim mâine dimineață. În cazul în care a luat acest traflu, nu uitați să împingeți și voi butonul de like puternic, tot să mai un follow pe Insta și un follow pe pagina Adrian Cox. Tot respect și ne vedem mâine dimineață la cafea. GoPro, stop recording.